Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la punctul pe azi. Republica Moldova traversează vremuri grele, la nivel internațional suntem izolați, partenerii de dezvoltare privesc cu îngrijorare tot ceea ce se întâmplă la Chișinău, societatea așteaptă schimbări, iar președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se pare a uitat că are atribuții limitate și o face pe șeful unui stat cu regim de guvernare prezidențial. Cum revenim pe făgașul normalității, ne-am propus să discutăm în această seară împreună cu fostul vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Țap. Bună seara! Seara. Alexandru Arseni, doctor în drept constituțional, semnătar al declarației de independență. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Și fostul vicepreședinte al Parlamentului de la Chișinău, Valeriu Ghelețchi. Bună seara! Bună seara! Domnilor, prin comparație, ceea ce trăim astăzi și vedem că se întâmplă în Republica Moldova, e rău sau e foarte rău? Cu referință la alte perioade pe care le-a avut Republica Moldova în toți acești 30 de ani de independență. Și aici mă refer în special la calitatea guvernării. Domnule Țap. Tocmai înainte de începutul emisiunii vorbeam cu colegii de platou și vorbeam despre faptul că guvernarea merge din ce în ce mai rău. Adică ceea ce întrebați dumneavoastră, calitatea guvernării. Și dacă e să ne referim la prestația președintelui țării, care într-un fel încercam să văd ce se întâmplă și poate e un pic dur, dar sentimentul este un președinte de colhoz care peste tot are treabă. Avem, bine, oficial, Constituția spune principiul separației puterilor. Este și principiul colaborării și trebuie să colaboreze, doar că aceasta este totul altceva. Ceea ce se întâmplă, spre regret, este rău de tot, pentru că înțelegem, președintele Dodon vrea să se pună la vedere, fie că vorbim de combaterea coronavirusului, fie că vorbim despre Hâncești, chiar astăzi pare mi am văzut informații că și acolo a ajuns președintele țării. De fapt, este un teatru al absurdului și calitatea guvernării s-a dus peste cap. Dar de ce ne-am pomenit în acest teatru al absurdului? Este vinovată cumva, este responsabilă inclusiv societatea? Bine, sigur, problema Republicii Moldova, din punctul meu de vedere, este una gravă de tot, fiindcă este vorba despre criza spirituală profundă în care am nemerit și despre care practic nu se vorbește. Noi vorbim despre toate, nu despre criza spirituală. Dar dacă e să vorbim ce au făcut guvernările de la 1991 încoace pe această dimensiune, îmi pare rău, dar o să constatăm că această dimensiune a rămas intactă. Simplu de tot. Dura lex, sed lex. Dacă Parlamentul încalcă legea, dacă Curtea Constituțională încalcă legea, dacă Guvernul încalcă legea, despre ce fel de moralitate putem vorbi? Despre ce fel de calitate a guvernării? Iată, ar fi așa un răspuns simplu de tot. Este o criză profundă pentru că piramida valorică este inversată. Clasa politică, elita politică trebuie să fie model, trebuie să fie exemplu pentru copii, tata și mama. Ceea ce avem noi în toată această perioadă, fiindcă am perindat în anii 90, am avut și funcția de vicepreședinte al Comitetului de Zestiu Raional, Florești, ulterior am avut 3 mandate de primar, 2 mandate pline de deputat și vreau să zic că de fiecare dată mă miram mult despre această abordare. Domnule Arsene, dumneavoastră cum ați caracterizat toată situația în care ne-am pomenit noi ca societate, dar și ca stat? Deci societatea este tragică. Adică societatea și guvernarea în ansamblu e o tragedie. De ce am ajuns la lucrul acesta? Societatea civilă, prin însuși definiție, adică oamenii, că asta e societatea civilă, având încredere că totuși cei care îi alegem vor
realiza programul pentru care, și parcă sunt băieți tineri, dar ei nu sunt incompetenți, să nu se supere, nu avem de data aceasta și în blac cu diplomație aici, incompetenți, și-au rupt imediat după ce au obținut mandatul deputat, nici n-au știut programul și societatea a rămas cu problemele ei, iar ei cu interesele, într-adevăr, încălcând legea la stânga și la dreapta. Instituțiile statului nu funcționează după prevederile constituționale. Dumneavoastră a spus că președinte de colhoz. Eu n-aș vrea să-i obișnuiesc prin această definiție că domnul Dodon nici de președinte colhoz nu-i bun. Pentru președintele de colhoz avea grijă de gospodării, dar el avea specialiști în credința. Și el cunoștea lucru. Domnul Dodon nu cunoaște nici lucru complex ce înseamnă șef de stat, nici problemele societății și cu atât mai mult nici nu vrea să le cunoască. Iată care e problema. De aceea, dumneavoastră ați spus că o redeșteptare, dar tot nu ne aparține această funcție să redeșteptăm sau să retrezim mai departe, că deșteptăciunea este, dar e cumva emorzită. Și să cerem foarte clar de la cei care guvernează să respecte și Constituția și să aducă la îndeplinire competențele lor. Ori dacă nu pricep, poporul este în drept prin articolul 2 alineatul 1 din Constituție, să-i revoce. Că suverenitatea puterii aparține lui. Iată care e problema. Aici nu avem... Dacă te doare dintele, ce faci? Îl scoți. Extrage. Mă scuzați. Asta e. Nu aștepți mandatul de 4 ani și tot te doare dintele. Pentru că asta e pus în joc, dacă vreți, soarta întregii societăți și a cei care prezenți și care se nasc. Ori noi rămânem martori simplu și căutăm niște explicații care nu au nicio explicație și nicio morală, nicio rușine. Domnule Ghelețchi, este grav atunci când, așa cum spuneam la începutul acestei emisiuni, într-un stat cu regim parlamentar, șeful statului, președintele Igor Dodon, sfidând anumite norme constituționale care sunt foarte clare pentru noi toți, se comportă ca un președinte într-un stat cu regim prezidențial. Am văzut unele acțiuni în stil putinist, cheamă la raport la președinție anumiți funcționari, demnitari, care în mod evident se supun altor instituții ale statului sau în general sunt instituții independente prin lege. Iar cel mai recent exemplu e cel de astăzi în care am văzut o postare a primarului de Chișinău, Ion Ceban, a avut o întâlnire la președinție cu Igor Dodon și chiar aș vrea să citesc din postarea domniei sale. Ion Ceban spunea că la întrevederea care a avut-o astăzi cu șeful statului Igor Dodon a discutat despre mai multe proiecte de importanță majoră care urmează să fie implementate de către municipalitate, infrastructura orașului, reparația drumurilor, transport, amenajarea zonelor verzi și a parcurilor. Deci subiectele care au fost abordate, scrie Ion Ceban, în cadrul acestei discuții. Întrebarea mea firească este ce are președintele cu toate aceste probleme? Bun, pornind de la prima întrebare pe care ați adresat-o, mi-am amintit de un pastor mai în vârstă pe care l-am cunoscut și în momente mai dificile când discutam așa, făceam anumite analize, el zicea, deci fraților, va fi și mai rău. Adică, într-un fel, situația de astăzi, după mine, nu e chiar așa de rea, că s-ar putea să fie mult mai rău. Acum, pornind de la... ce avem astăzi din punct de vedere politic, ca să răspund și la întrebarea noastră. Iar vreau să revin la rezultatul alegerilor din anul trecut. 24 februarie. 24 februarie, iată. Am avut săptămâna aceasta, s-a împlinit un an de zile de la alegerile parlamentare de anul trecut. Ce s-a întâmplat după acele alegeri? S-a creat o majoritate, așa cum mulți spuneau, împotriva firii. De ce s-a creat această majoritate împotriva firii? Cred că domnul Țapa a punctat o problemă foarte gravă, o criză profund spirituală în societate. Din cauza acestei crize profunde în societate, s-a creat și o majoritate împotriva firii, pentru că noi am divizat și în continuare divizăm, polarizăm, antagonizăm societatea. Anul acesta am fost la Washington, din nou, la dejunul național cu rugăciune la care a participat președintele Donald Trump și vorbitorul Key, un profesor de la Harvard, a avut un discurs excelent în care a punctat o problemă legată de Statele Unite, dar e valabilă și pentru noi, spunând că dacă vom continua
polarizând, antagonizând societatea, semănând această ură în societate, de fapt noi vom distruge tot ce avem. Și trebuie să ne punem o întrebare, cât de departe vom merge? Acum ce s-a întâmplat după acea majoritate împotriva firii, am văzut un guvern minoritar pe care îl avem astăzi. Bun, eu nu vreau acum să fiu avocatul președintelui, dar în situația de criză care s-a pornit, el a decis să-și asume responsabilitatea, să creeze acest nou guvern. Eu cred că și-a asumat o mare responsabilitate pentru ceea ce a făcut. Întrebarea, până la urmă, din nou revine iarăși la aleșii poporului. Adică astăzi, în Parlament, avem sau nu avem majoritate? Eu cred că cei care au votat pentru acest guvern, o parte vedem că s-a retras împreună cu domnul Candu. Au rămas ceilalți deputați democrați. Puterea ar trebui să fie echilibrată din nou, adică acel principiu despre care vorbim noi, check and balances în engleză, cum îi spune, adică balanța și contrabalanță. Și lucrurile acestea, din nou, nu vedem ca ele să se întâmple. Presupun că suntem într-un an, pentru că suntem într-un an în care avem în fața alegeri prezidențiale, președintele dă dovadă de un anumit exces de zel. Dar aici noi și în trecut, când eram și cu domnul Țapu în Parlament, deseori punctam problema aceasta. Ne-am străduit, trebuie să recunoaștem, recunosc în mod așa autocritic, nu ne-a prea reușit să facem ca instituțiile să funcționeze. Adică în momentul în care instituțiile statului funcționează, elementul politic el poate fi un pic așa diminuat, adică cel puțin când deja depășește anumite linii despre care vorbiți dumneavoastră. Adică e evident că un președinte de țară, chiar dacă se întâlnește cu un primar, poate discuta anumite probleme de ordin general, dar nu probleme de ordin tehnic, care țin exclusiv de primărie, capitale, administrație, da, orașului și așa. Domnule mai Arsene, departe. E un simplu exces de zel din partea președintelui sau e ceva mai grav? Stimați telespectatori și oameni buni, actualul președinte se ocupă cu și vreți, numai nu cu și trebuie. Și dumneavoastră vorbiți de republică prezidențială. În republică prezidențială, ca regim politic, președintele are foarte clar stabilite competențele în Constituție. Și nu cu aiurel cum îi trăsnește prin cap, mă iertați de expres, că nu mai putem răbda de acotetat. Neînțelegere. Asta este problema. Ce arătați? Cei mai clasică republică prezidențială, ca regim politic noi vorbim, e Statele Unite ale Americii. Spuneți-vă, de câte ori președintele Statelor Unite o invitat la el președintele Senatului sau președintele Camerei Deputaților? De câte ori o invitat domn Ghilescu, mă iertați, dați-mi să explic eu, că dumneavoastră nu cunoaște lucrurile astea și le spuneți la general. De acum trebuie să se pune punct. I-o invitat să facă, cum spune, ședințe operative lunea? Exclus. Sau primarul Washingtonului? Sunt înciși și constă cei care guvernează, că au competențe stabilite de Constituție. Cum le-au încălcat, trebuie să intervină puterea judecătorească, Curtea Constituțională. Ori noi, în cazul dat, nu avem componența Curții Constituționale care să reacționeze. Articolul 134 din Constituția, linia 3, spune că Curtea Constituțională veghează la separarea puterilor. Și revenim, deci să nu confundăm lucrurile. Republică parlamentară e cine la noi? Germania. O președintele Germaniei o invitat dacă discută cu probleme într-adevăr de ordin general. Și fiecare și îndeplinește. Între asta și constă guvernarea unui stat, ca fiecare să-și exercite funcțiile sale. Atunci când președintele actual și toată guvernarea, inclusiv președintele Parlamentului și prim-ministru și primarul, e idee nu au unde o chicat, din punct de vedere constituțional. Că știu unde o chicat să ne jacmănească și să fure, asta nu trebuie depus la îndoială. De aceea se ocupă cu ce vreți, fac, este așa o expresie, fac valuri în taz și arată că ei se prind. Toate este jignirii față de contribuabili. Iată ce este în esență. Domnilor, dar să recunoaștem, o parte a societății aprobă modul de activitate al președintelui Igor Dodon, pentru că o bună parte a societății și una consistentă s-a obișnuit să aibă un tătuc. Exact asta face Igor Dodon. Bine, eu aș interveni un pic aici și aș încerca să argumentez poate cele ce am spus anterior. Dacă se întâlnea președintele țării cu primarul general și discuta
privind statutul municipiului Chișinău, care este unul incert, dacă discuta privind legea, modificarea ei, și atunci puteam să înțeleg. Sub alt aspect, vorbeam că adesea cei de sus, elita, nu respectă legea. Spunea domnul profesor, Republica este parlamentară. Guvernul se subordonează... Semiprezidențial. Domn profesor, bine, pentru telespectator nu o să intrăm în detalii, pentru că trebuie, de fapt... Trebuie să intrăm, domn profesor, că imagim. Domn profesor, depinde de subordonarea guvernului. Da. În cazul dat, guvernul este subordonat parlamentului, dar ca să nu deviem. Păi de ce avem noi prim-ministru atunci dacă președintele îi face și treaba? Dar dacă o să vă zic, iarăși revenim la calitatea guvernării. Una dintre condițiile acordului este, sau problemele de bază pe care le au partenerii față de Republica Moldova sunt două. Este problema luptii cu corupția, justiția și reforma administrației. Luați raportul Sigma, luați strategie de reformă administrației pe care guvernul Filip în 2016 a aprobat-o. Prima frază sună: reforma administrației va duce toate reformele aici. De ce președintele țării nu se îngrijește ca să construim un sistem, să-l reformăm? Noi avem un guvern cu nouă ministere care aproape că nu sunt funcționale. Avem câteva structuri, le-aș spune mastodont. Avem Ministerul Dezvoltării Regionale, Agriculturii, Mediului, mediu prost de tot. Agricultura nu s-o ating, dar știu agricultorii. Dezvoltarea regională nu este. Păi de ce ai minister dacă nu sunt efecte? Politici proaste. Viziunea nu este, operațional nu se activează. Iată, sub aspectul ăsta spuneam că guvernarea, de fapt, degradează mai mult și mai mult. Trebuie pus în valoare guvernul. Dar sub alt aspect, atunci când am văzut în noiembrie programul publicat după ce a fost aprobat, m-am crucit. Ce fel de program cu orizont limitat până la alegerile președintele din toamna 2020? Că asta a fost în noiembrie 2019. Deci, iertată să-mi fie, dar aceasta este agramație. Ori, este ciclul de guvernare, este mandatul de 4 ani a Parlamentului, este mandatul de 4 ani a guvernării. Nu contează cine e prim-ministru. Un principiu al administrației este continuitatea, un principiu fundamental. Și atunci când vine prim-ministru Chicu și aprobă Parlamentul, guvernul, eu am zis, cu program limitat până în toamna 2020, păi ce aștept de la guvernul ăsta? Șirul ar putea continua, spre regret. Și ce a fost și până în prezent, este o lipsă de viziune asupra țării, ce și cum trebuie de făcut. Iată, din acest punct de vedere, spuneam că președintele Dodon, când l-am asemănat cu președintele Colhoz, că acela răspunde de tot și intervine peste tot, are dreptul să intervină. Păi iată, așa se comportă președintele Dodon, pentru că în cazul dat, spunea domnul Munteanu, da, avem autorități independente, avem autorități autonome, care au statutul lor și acest statut trebuie respectat. Și ca să finalizez gândul, dacă președintele Dodon nu respectă Constituția și legea în cazul dat, cum spuneam, păi cum tu o să ceri de la Parlament, cum tu o să ceri de la guvern, dar cum o să ceri de la cetățeni? Și cetățenii cum sunt? De fapt, se spune că într-o societate cetățenii nu trebuie să știe nici cine e prim-ministru, nici cine e președinte, fiindcă ei trebuie să-și facă datoria. Omul trebuie să aibă condiții, un trai decent. Și garanții. Dar la noi ceea ce este, și iarăși aș spune, e grav, pentru că ceea ce se întâmplă, de fapt, corup alegătorii, corup oamenii, fie că vorbim de drumuri bune, fie că vorbim de ceea ce face președintele Dodon, aceasta este grav, pentru că, pe de o parte, toți combatem corupția, pe de altă parte, ce facem? Stimulăm acest proces. Asta e. Da, domnule Ghiuleț. Eu cred că ați punctat foarte bine legat de mentalitatea societății. Adică la noi oamenii într-adevăr își doresc un lider național, un tătu care să conduc țara. Lucrul acesta, el ține de mai mulți factori. Ține și de cel istoric, de cel social, mental, religios.
ține inclusiv de modul cum sunt organizate partidele politice, pentru că noi de aici trebuie să pornim. Noi la drept vorbind avem tătuci și în partide politice. Noi nu avem prea multă democrație internă. Un lider pe interior tot așa își construiește verticala puterii și când vine în fruntea statului, acționează în același mod. Uitați să vedeți ce crize avem noi din acest motiv, pentru că cum dispare liderul, s-a dus și partidul. Noi nu avem, dacă ne uităm chiar în România, să ne uităm în alte țări la vest de noi, noi vedem că există o anumită continuitate. Un lider, mă rog, a falimentat, vine altul, dar la noi lucrul acesta încă nu a reușit să fie implementat și avem ceea ce avem. Eu un pic, domnule Aser, poate m-ați înțeles greșit. Eu nu văd neapărat în acțiunile domnului Dodon anumite încălcări ale Constituției flagrante, pentru că după mine sunt multe acțiuni de este de PR, cum le spunem noi. El îi cheamă pe toți, ian prezidențial, vrea să vadă guvernul. El oricum ia deciziile conform competenței sale. Parlamentul aprobă legi conform competenței sale. Primarul municipiului Chișinău va lua decizii conform competenței sale. Dar președintele, el este activ, vizibil, din cauza și a mentalității, pentru că este acceptat de societate lucrul acesta. Pe de altă parte, fiind într-un an electoral, el vrea să fie cât mai vizibil, vrea să fie în prim plan toate problemele. Că e vorba de coronavirus, că lipsesc măști în țară, președintele acolo să găsească măști. Că e vorba, mâine va fi de o altă problemă, el va fi imediat acolo ca să zică că s-a găsit o soluție și pentru problema aceasta. Avem instituții responsabile de fiecare problemă. Dar despre asta vorbim un pic mai devreme, domn Vasile, că din păcate instituțiile noastre, cum spunea și domnul Tap, noi nu am reușit să le reformăm într-un mod în care să îi funcționeze mai independent de factorul politic. Adică vin politicienii, pleacă politicienii, dar instituția dintr-un domeniu sau altul își face meseria sa, așa cum e prevăzut în lege. Și ca să punem punct acestui subiect, domnule Arsene, există suficiente pârghii, mecanisme legale, evident, constituționale, pentru a fi responsabilizat președintele? Păi, sigur că există, doar Constituția prevede funcțiile fiecărui organ, fiecărei ramuri a puterii de stat și responsabilități. Dumneavoastră, cumva, mă rog, am lucrat în primărie municipiului Chișinău și știu ce înseamnă structura și lecții din 1983, aparatului. Aparatul așteaptă, dacă șeful i-a spus așa, face. Mai ales în Republica Moldova actuală, care ei nici nu vor să crecnească. Nu răspunde domnul președinte a Republicii Moldova pentru nimic. El încalcă numărul în țel. Iarăși dumneavoastră a spus, dura lex, sed lex. Maica mea Hristoasă. Păi atunci de mult trebuie el dat în judecat încă. Răspunde pentru politica internă și externă guvernul, articolul 96 din Constituție. L-a citit actualul prim-ministru al guvernului. Idei n-are. Eu cu siguranță pot să bat și pariu. Președintele Republicii a citit? Nu a citit. Păi atunci despre ce care mecanisme? Dar unde e Curtea Constituțională? Și aici să nu supere actuale deputați în Parlament. Dar toți au citit Constituția? Înțeleg ce înseamnă principiul separării puterilor de stat? Știu ce înseamnă mandatul reprezentativ. Partidele este o temă aparte. E greșit luată și de mass media cu partidele. Dar n-am interesat să facem Partidul Democrat. S-au dispărțit, s-au bătut, s-au împăcat. Nu-i treaba mea. Eu mă adresez la deputatul căruia am dat mandatul să reprezinte interesele. Noi nu ne adresăm. Ne doare capul. S-au sfătit Filip cu Candu, Candu cu Filip. Tot ăsta e concert. Și cum spune așa, dișovei, ca să ne amăgească. Deci există toate mecanismele constituționale. Nu funcționează instituțiile. Unde e opoziția? În Parlament. Unde e opoziția? O sesizat vreodată Curtea Constituțională pentru încălcări? Ne discutăm și despre opoziție. Domnule, dar... mi-a spus că nu vă interesează ce se întâmplă într-un partid. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Și am să spun de ce. Pentru că noi trebuie să fim de acord că, de fapt, partidul e cel care generează cadre, generează lideri. Și atât timp cât noi suntem indiferenți, de-aia spuneam un pic mai devreme că trebuie să pornim și de acolo. Pentru că de acolo se formează lideri, ei, repet, mâine, băi, preiau puterea în stat și atunci modul ce... adică situația care are loc într-un anumit partid, cu siguranță se va reflecta și asupra situației din țară. Dar eu să nu confundăm activitatea de partid și o plasăm în activitate. Activitatea parlamentară. Eu despre asta vorbesc. Și aici s-a dus. E altă chestiune. Eu poate, iarăși, mă întreb. Termină președintele țării, termină mandatul. El nu s-a întâlnit cu omologul său vecin din România est, și Ucraina. Din est, Ucraina și cu România. Da.
Nu zic despre importanța acestor state ca parteneri economici naturali. Deci, domnule președinte Dodon, 4 ani de zile aproape, păi nu are ce să ocupa președintele? Thomas Jefferson, unul dintre mari președinți ai Statelor Unite, unul dintre semnatarii autorul declarației de independență. Păi el spunea, buna credință este baza oricărei autorități publice, construcții legilor și legii însăși. Președintele țării este autoritatea publică. Și este vorba de elita politică, trebuie să înțeleagă un lucru. Poate să schimbe cel care stă în frunte, primarul, primul ministru, președintele Parlamentului, dacă ai nimerit în scaunul ăsta, tu trebuie să ai altă abordare, tu trebuie să ai altă atitudine, tu trebuie să tinzi să fii corect, să faci ceea ce trebuie, pentru că tu ai instrumentele puterei și aceste instrumente ale puterei sunt cele care pot să schimbi țara și pot să schimbi societatea. În acest context aș vrea să ne referim și la calitatea limbajului, discursului pe care îl utilizează șeful statului Igor Dodon, deoarece am fost martori cu toții acum 2 săptămâni când Igor Dodon și-a permis un atac, nu vreau să-l calific, un atac în adresa unor ambasadori europeni acreditați în Republica Moldova. Am văzut și atacuri suburbane, să le zic așa, în adresa opoziției, unor lideri ai opoziției pro-europene de la Chișinău. Domnilor, dumneavoastră personal, pentru că aveți o activitate și o experiență politică foarte mare și bogată, ați mai văzut undeva într-un stat care se pretinde a fi democratic un asemenea limbaj de în partea unui președinte? Și care pot fi consecințele, apropo, acestor atacuri împotriva unor ambasadori europeni? Doar să precizăm, orice ambasador reprezintă țara sa. El este reprezentantul unui stat, a unei țări. Atunci când tu îl ataci, exact, tu ataci țara, tu îl desconsideri țara. Și aici vine alt aspect. Păi de ce nu faci o analiză profundă? Fiindcă este la suprafață. Eu mă amintesc Consiliul de Asociere Republica Moldova-UE, primăvara 2017, toamna 2017, respectiv 2018. Partenerii de dezvoltare, foarte diplomatic, dar foarte insistent, vorbeau reforme, credibile, vizibile și așa mai departe. Oare nu a înțeles președintele Dodon că a vorbi și a nu face este inadmisibil? Doar și mesajul l-au transmis. De aici înainte vom lucra cu autoritățile publice locale, vom lucra cu societatea civilă, vom ține mass media, vom lucra direct cu cetățenii. Aceste mesaje, și revenim la criza spirituală, spre regret, elita politică și cea care a fost. Și eu aș spune pe parcursul acestor 30 de ani, nu a înțeles acest limbaj. Atunci când eu spun diplomatic, foarte cu mult tact, că nu e bine, noi trebuie să înțelegem. La noi aceasta nu este înțeles. Dar acel limbaj suburban, iertată să-mi fie, dar nu are drept o persoană să stea în fruntea țării și să aibă o prestație atât de... e descalificator. Domnule Arsene? Sunt două aspecte, iarăși, tragici. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului. Adică deputații în Parlament prezintă cei mai frumos în națiune. Și dacă așa frumusețe le avem noi, se pune întrebarea ce fel suntem noi. Șeful statului, conform articolului 77, președinte, reprezintă statul, adică ne reprezintă pe noi. Și acest comportament de bădăran, pardon de frază, că să nu se supere, dar nu, să-l spun, dar ni s-o coate pe noi și eu trebuie să mă joc cu ou ușor, nu merge așa, nu mai merge. Trebuie de pus punct odată și odată la această batjocură. Deci el a atacat statele respective, a înjosit demnitatea acestor națiuni. Eu am fost în Anglia și mie mi-au spus, fiți atenți, englezul, cât de simplu n-ar fi, el vede în Parlament o lumină și în șeful statului o licoare. Și dacă voi aveți așa licoare, cum sunteți voi? Iată tragedia care ne doare și noi nu știm ce începem să facem. Și a doua tragedie, că el reprezintă, iată într-adevăr, cine cetățenii Republicii Moldova, ce nivel de cultură au,
ce vorbă, ce mentalitate și, cum ați spus dumneavoastră, ce culturi. Iată care e tragedia. Ori lucrul ăsta noi trebuie să-l spunem, nu că să-l ne dăm, dar oamenii să înțeleagă cât îți de bagiocoriți. Și chiar cei care spun că vor tătucă, trebuie să-i schimbat politic. Tătuca este demnitatea care stă la baza legii. Și un tătuc bun e cel care respectă Constituția. Constituția nu e numai buchea legii, dar e văzul și sufletul fiecărui cetățean. Iată ce se cere. De aceea autoritățile respective, și cum a spus dumneavoastră guvernul, păi cum ai îmbrăcat și ai depus jurământul de ministru, tu deja ai intrat în serviciul poporului. Trebuie să ai o viziune amplă, nu numai în interior, dar și în exterior. Și într-adevăr, cu vecinii trebuie din toate timpurile să trăiești bine, dar funcția te obligă. Da, revenim la dumneavoastră, domnule Ghilețchi, doar că îl avem în aceste momente în legătură telefonică directă cu noi pe istoricul Cosmin Popa de la București. Bună seara! Bună seara! Domnule Popa, spuneam în cadrul acestei emisiuni că Republica Moldova trăiește vremuri grele, prin urmare aș vrea să vă întreb cum se vede acest spațiu dintre Prut și Nistru de cealaltă parte a Prutului, în culori roz sau nu prea? Știți, eu de obicei nu sunt tentat să exagerez nici la stânga, nici la dreapta, nici în privința optimismului, nici la pesimismului. Ce este definitoriu, dacă vorbim despre Basarabia, despre Republica Moldova, este că se vede că aparținând unui alt spațiu politic și civilizațional. Dintr-un anumit punct de vedere, mai ales politic, pentru că trebuie să fim cu toții deschiși, dacă cred că temelia oricărui patriotism autentic este o evaluare onestă, obiectivă, cinstită a situației. Și trebuie să acceptăm cu toții că așa cum ceaușismul, comunismul, într-o oarecare măsură a învins în România formând acel om nou, așa și sovietismul într-o oarecare măsură a învins în Republica Moldova, formând un omul sovietic cu care trebuie să tratăm. Deci Republica Moldova se vede în primul rând ca aparținând unui alt spațiu politic căruia trebuie să îi te adresezi cu maniere și cu mijloacele specifice acelui stat. Dacă încercăm să facem abstracție de această realitate, cred că nu ne ajută foarte mult în a fi eficienți. Popa, sunteți istoric, prin urmare, următoarea întrebare e următoarea. Ați auzit și dumneavoastră, Igor Dodon amenința că la momentul potrivit va ridica sabia împotriva limbii române, a istoriei românilor. Recent a declarat că în situația în care va câștiga un nou mandat de președinte al Republicii Moldova, va veni cu inițiativa de organizare a unui referendum prin care să modifice Constituția, mai exact articolul 142 din Constituție, care sună în felul următor, mai exact care prevede posibilitatea revizuirii prin referendum a dispozițiilor privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului. Întrebarea mea e, credeți că aceste inițiative izvorăsc din adâncul sufletului Igor Dodon sau acestea ar fi niște directive venite din alte cancelarii? Eu cred că Dodon, pentru că tot am vorbit, este un homo sovieticus perfect. Și face ceea ce face un homo sovieticus. El are câteva teme pe care le atacă în general cu toată forța de care dispune, iar în privința lui Dodon, tema unionismului, tema relației speciale cu România este calul lui preferat de bătaie. Sigur că maniera în care o face, în care îl imită pe idolul său politic, Vladimir Putin sau poate Lukashenko, apar n-am care sunt preferințele, este discutabil și fie de nivelul de educație pe care acest individ îl are. Dacă ne uităm la aparițiile lui altele decât cele oficiale, cred că ne putem face o idee destul de precisă cu privire la nivelul lui de educație. Dacă gândim în perspectiva logicii politice, trebuie să acceptăm faptul că un astfel de raționament este normal, pentru că omul spune foarte clar, dacă eu voi câștiga
cu nou mandat de președinte, ceea ce s-a mai întâmplat. Deci nu ar fi exclus, înseamnă că eu și programul meu politic, care prevede o orientare totală, politică, civilizațională, economică și culturală către Rusia, are susținere populară, pe care de consecință trebuie să închidă o dată pentru totdeauna tema unionismului, profitând de popularitatea pe care și de legitimitatea pe care mi-o dă acest nou mandat. Pentru că Republica Moldova este într-o situație paradoxală. Ea are un președinte reprezentativ ales prin vot direct, dar e un președinte care nu se bucură de prerogative foarte precise, este aproape decorativ. Ori un astfel de demers politic al lui Dodon îi poate da o influență pe care prerogativele constituționale nu i-o oferă. Deci este un calcul politic. Dodon face oficiile de... Da, din păcate am pierdut legătura cu domnul Popa. Domnule Ghilețchi, vă rog. Da, de fapt a făcut domnul Popa niște remarci foarte bune legat din nou de mentalitate despre care noi vorbeam, homo sovieticus, etc. Legat de limbajul președintelui pe care problema că ați ridicat-o, evident că pe alocuri lasă mult de dorit. Și nu e vorba doar de acel mesaj pe care l-a transmis ambasadorilor, dar e vorba și de vocabularul pe care îl folosește. Foarte bine ați punctat. Dar, apropo, domnul Arseni, când mi-ați dat exemplu Parlamentul Marii Britanii, eu de ce vorbeam un pic mai devreme și l-am vorbit despre profesori de la Harvard, în Parlamentul Marii Britanii există un anumit protocol, tu te adresezi oponentului politic și spui onoratul meu oponent. Uitați-vă ce s-a întâmplat săptămâna aceasta în Parlamentul Republicii Moldova, cât dezastru, cum se numesc deputații unii pe alții. Noi despre acest lucru vorbim și asta trebuie iarăși să o tragem ca și o concluzie, revenim iarăși la aceeași criză, adică ce fel de valori dăm copiilor noștri, ce fel de generație crește, pentru că am văzut și deputați tineri care și-au pierdut controlul, folosesc un limbaj suburban de ăsta, cum spunem noi. Acum, pentru mine problema cea mai mare, și aici pe undeva înclin să vă dau dreptate, dar eu cred că s-ar putea să mergem pe o pistă greșită și vă spun de ce. Eu totdeauna m-am ținut de un principiu. Nu cât de mult ai critica întunericul, nu este eficient. Trebuie să aprinzi o lumină. Întrebarea mea este cum în alegerile din această toamnă punem un alt președinte? Cum schimbăm pe actualul președinte cu unul mult mai bun? Cu limbaj bun, cu o viziune pentru dezvoltarea țării, unul pro-occidental. Apropo, dacă nu greșesc, ai vorbit despre neutralitate permanentă. În Constituție e neutralitate. Domnul Dodon insistă spre neutralitate permanente. Adică el e dorința lui să fie scris acolo pentru vecii, e neutralitate. Exact, da. Dar, din nou, pentru mine asta e problema. Nu știu dacă în seara asta discutăm ori nu, dar eu mă uit la clasa politică, mă uit la ceea ce se întâmplă între liderii, elita politică actuală, să vedem cum putem în această toamnă să aducem în fruntea țării un alt lider care ne-ar satisface, adică ar corespunde așteptărilor și doleanțelor pe care le avem, sau o bună parte dintre cetățenii acestei țări o au. Da, există această posibilitate pentru a fi oprit Igor Dodon să mai obțină al doilea mandat de președinte, ținând cont de modul în care se comportă, așa zis, opoziție pro-europeană și toate partidele în general de pe segmentul de centru-dreapta, pentru că nu prea văd unitate, se observă o dezorganizare pe acest segment. Unii lideri care anterior erau parteneri și au acces în Parlament într-un singur bloc, astăzi nu își mai dau practic bună ziua. Noi am vorbit la început despre criza spirituală și ei sunt parte a acestei societăți. Teoretic, sigur că șansele sunt. Noi am vrea să credem, mai este un pic timp, am vrea să credem că liderii o să încerce să înțeleagă situația. De fapt, este, din punctul meu de vedere, este ultima șansă. De ce? 3 ani de zile este foarte mult. Dacă, după toate calculele, anual pleacă undeva 50-60 de mii din țară, în următorii 3 ani ar putea, până la următoarele alegeri parlamentare prezidențiale, ar putea să plece un număr chiar mai mare decât acesta. Raportat la ceea ce avem în țară, pentru că numărul oficial e în jur de 2.600.000, e grav. Doar că un președinte puternic care poate să ia ca aliat cetățenii, societatea, sau poate pune presiune pe Parlament, pe Guvern, ca aceștia să facă ceea ce trebuie și ar fi bine, sau poate pune presiune pentru ca să ne merim în anticipate.
Din punctul meu de vedere, fiindcă se întrezărește și un scenariu care ar fi o nouă alianță pentru a-l debarca pe Dodon socialiști. Ar fi posibil, mă rog, doar că nu poți construi un viitor serios într-o alianță cu Partidul Democrat. Pentru că cei care au contribuit la capturarea statului de plină, de altfel mă gândeam că ceea ce a făcut Vladimir Voronin printr-un partid, prin partid, el de fapt în linii mari a făcut acest lucru, doar că acolo nu a fost total și aș putea să aducem și exemple. Ceea ce a făcut Plahotniuc prin intermediul Partidului Democrat a fost un control total asupra statului și statul a degradat total. Apropo, ceea ce face acum Dodon este similar ceea ce a făcut Vladimir Voronin și de fapt el perpetuează practica lui Plahotniuc. Eu sper că atât Maia Sandu cât și Andrei Năstase trebuie să-și calce pe orgolii. Spun la general, pentru că ține de ei într-un fel, doar ei trebuie să ia în considerare acea susținere pe care o aveți de la societate și societatea așteaptă schimbări. Spre regret, cele 5 luni de zile au demonstrat și aici carențe serioase. Și datoria a crescut. De aceea speram că varianta Hâncești trebuia să fie o lecție. Mai sunt încă, mai avem. Eu încă vreau să sper, pentru că nu schimbă acest mandat paradigma guvernării, nu schimbă raportul de forțe, dar trebuie să fie un mesaj către societate. Noi trebuie să câștigăm această circumscripție pentru ca să fie un mesaj pentru toamnă și până la urmă să facem o măsurătoare, să cântărim bine și să alegem nu pe unul, pe altul sau pe al treilea, să alegem cel care va putea mobiliza societatea să fie votat și care ulterior va putea să facă ceea ce trebuie. Deci noi trebuie să demonstrăm, revenim iarăși la acele valori. Iată aici, noua elită politică, sunteți obligați. Pornind la această situație, sunteți obligați să decideți, să fiți calculați, să cântăriți de zeci de ori, dar să luați o decizie judicioasă. Iar și revin, guvernarea de anul trecut a demonstrat că sunt rezerve enorme. Nu mai avem dreptul să greșim. 3 ani de zile, din punctul meu de vedere, este catastrofal pentru viitorul Republicii Moldova. Domnule Arsenie, în ce măsură, teoretic, dar și practic, există șansele ca Igor Dodon să câștige al doilea mandat din primul tur dacă acest segment de pe partidele de pe acest segment de centru-dreapta nu vor crea, nu știu, un front național sau nu se vor înțelege să susțină un singur candidat, maxim 2. La lumină. Da. Sigur că nici nu am exclus varianta că aprindem lumina. Aici e problema. Că am avut numai scânteie, dar acum trebuie să aprindem lumina definitiv. Ori lumina este în consolidarea societății civile. Pentru că s-a lucrat metodic, stimați doamne, domnișoare și domni telespectatori și stimați colegi, puterea politică este o luptă non-stop, din 25 de ore, 24 se lucrează și adversarul și dușmanul nu doarme. Dacă nu ești pregătit pentru această luptă, n-ai cicăta. Nu faci așa pe deșteptul și frumosul, că nu, puterea e lucru foarte dur. De aceea, consolidarea societății civile, ceea ce s-a pornit deja acest proces, societatea civilă include și românul, și găgăuzul, și bulgarul, și rusul, care are aceleași aspirații de a trăi bine. Ori tocmai noi trebuie să facem acest lucru. De aceea, Asociația Parlamentului Independenței a ieșit cu această declarație de consolidare a societății și prin această consolidare noi o să cerem de la deputați conform articolul 68. Puteți mă vinuiți că fac referință la Constituție. Dar de pe asta ne conducem dacă vorbim de putere de stat. Acasă la mine eu tot mă conduc de ceva, când se seamănă și când se prășesc, dar nu dau consultații la vecini. Iată această consultare, conform articolul 68, va cere deputat. El nu e în serviciu partidului, asta de ce am spus. Dar al poporului. Dar e a poporului. Da. Și poporul trebuie să ceară în fața Parlamentului ce ați făcut. 100 de zile, 200 de zile, jumătate, ce ați făcut concret?
Domnule Ghilețchi, în ce măsură opoziția din Republica Moldova este pregătită să treacă testul prezidențialilor din 2019? Dumneavoastră ați observat, are opoziția o viziune, o strategie prin care sau care i-ar putea ajuta să-l debarce pe Dodon și socialiști de la guvernare? Eu nu văd această strategie astăzi. Eu nu văd din partea lor acțiuni care ne-ar arăta nouă alegătorilor că ei au o strategie prin care vor să câștige aceste alegeri prezidențiale. Domnul Țapa a făcut referință la alegerile din Hâncești. Adică deja este un test. Un test extrem de important. Să nu uităm că în Hâncești deputatul va fi ales din primul tur. Dacă în alegerile prezidențiale ai turul 2 și atunci cel puțin în turul 2 poți să apela, poți face o coalizare, o mobilizare a forțelor de centru-dreapta pentru a câștiga, în Hâncești se cere o decizie astăzi, cel târziu la începutul săptămânii următoare. S-au văzut anumite sondaje. Ei trebuie să facă măsurări clare și atunci să meargă pe idee. Dacă domnul Cobzac are șanse mai mari de izbândă, Stamate trebuie retrasă. Pentru că dacă rămâne Stamate și Cobzac și dacă câștigă unul din ei, încă n-ar fi cea mare problemă. Dar dacă câștigă reprezentantul Partidului Socialiștilor, e un mesaj foarte demotivator, adică un mesaj demoralizator pentru alegerile din toamnă. Se cere voință politică în cazul dat. În special, eu cred că din partea doamnei Sandu, ea trebuie să analizeze foarte serios la rece lucrurile acestea și să ia o decizie pentru interesul național și pentru alegerile din toamnă care stau. Un alt lucru, dacă ne referim la toamnă. Eu cred, am mai spus-o cu alte ocazii, așa, în cercuri mai restrânse, eu cred că domnul, din nou, Țapa a vorbit despre înțelegere, sau zic așa, modalitate de conlucrare dintre domnul Sase și doamna Sandu. Eu cred că, ideal vorbind, ar fi o fuziune. Pas trebuie să facă un pas spre da și da trebuie să spună da. Pentru că dacă nu se produce această fuziune, va fi extrem de dificil. Dacă aceste două partide fuzionează, vă imaginați ce mesaj transmit societății astăzi? Un mesaj de mobilizare. Domnule, s-au unit forțurile. Eu vă spun că și președintele Dodon ar intra într-o panică dacă ar vedea această fuzionare astăzi. E nevoie de acest pas radical dacă vrem să câștigăm aceste alegeri. Apoi să nu uităm, am văzut și niște imagini aici, avem un segment unionist. Avem lideri care promovează ideea unei Republici Moldova cu România. Domnul Dodon, cum a spus și domnul Popa, a făcut din acest lucru un cal de bătaie. Întrebarea mea este următoare. Ce va face iarăși acum doamna Sandu? Pentru că am văzut mesaje descurajatoare. Domnul Andrei a votat la PC cum a votat, am văzut ce a spus domnul Popescu, am văzut niște mesaje anterior foarte rezervate a doamnei Sandu, idei care i-au făcut pe unioniști să se distanțeze. Deci trebuie să păstrezi o modalitate prin care să, cel puțin în turul 2, să existe o conlucrare foarte strânsă. Și ultimul, cuvântul Partidului Democrat de asemenea va juca un rol. În alegerile din 2016 am văzut că ei de fapt au înclinat balanța. Dacă se merge iarăși pe idee, măr otrăvit, nu știu ce, nu avem cum câștiga alegerile. Noi trebuie să depășim. E nevoie de sacrificii, e nevoie de viziune, e nevoie de strategie dacă vrei să câștigi alegerile prezidențiale din această toamnă. Dacă îmi permiteți. Da, vă rog, succinte. Problema liderilor, acum vorbim de partide și cei care au fracțiuni în Parlament, ei trebuie să pornească de la sufletul poporului. Ori marea majoritate, în jur de două treimi, cu siguranță, văd unica salvare de tot dezastrul care este integrarea în Uniunea Europeană. Adică stabilirea ordinii, a funcționării legii, nu a mofturilor, a siguranței sociale, economice și juridice. Iată, aceasta este chemarea societății civile. Și dacă aceste partide or rămânea mărtați de surde la aceste chemări, atunci nu dă Doamne ce a spus dumneavoastră. Dar, totuși, spiritul și sufletul națiunii, a oamenilor care plătesc impozite, care meritează, duc sapa, e câteodată mai luminoase decât acelor. De aceea această lumină va impune, cum a spus dumneavoastră, părinte, va impune această lumină să ilumineze și cei care sunt întunecați. Voiam doar în contextul celor spuse de către domnul Ghilețchi, chiar dacă avem două tururi la prezidențiale, dar în contextul discuției noastre de astăzi și cu referire la dezbinarea societății, cele două săptămâni nu vor fi suficiente pentru că dezbinăm un an sau până la alegeri avem 7-8 luni de zile și ceea ce vedem noi azi, că se, cum se poziționează chiar și componentele, fostele componente ale blocului,
nu este bine, pentru că dacă dreapta va merge cu mai mulți candidați, cele două săptămâni sunt insuficiente pentru a reconsidera situația și pentru a putea mobiliza electoratul. Pentru de aceea, misiunea principală este mobilizarea electoratului, inclusiv pentru turul întâi. Da. Exact. Tocmai de aceea spuneam să nu mizăm că sunt două tururi la prezidențiale. Este foarte important să canalizăm eforturile de pe acum, pentru că miza este mult prea mare și nu contează iarăși de calitățile președintelui Dodon, altul. Noi trebuie să venim cu o guvernare care o să pună bazele, o să construiască totuși acel fundament, acea pistă de pe care să ne permită să avansăm. Pentru că dacă nu vine un guvern pragmatic, un guvern care să lucreze pentru țară, spre regret, eu poate prea dur spun, dar până în prezent, noi nu am avut de la independență încoace guvernări care să lucreze pentru țară. Minut și o întrebare la faceți și precizarea. Aceste alegeri prezidențiale ar reprezenta ultimul vagon pe care nu ne-l putem permite să-l ratăm? Eu nu obișnuiesc să dramatizez în felul acesta, adică never say never. Eu cred că speranța totdeauna există. Nu trebuie să dramatizăm în felul dacă pierdem aceste alegeri, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să ne mobilizăm pentru aceste alegeri. Un singur gând vreau să spun domnului Țap, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Mobilizarea e mult mai bună să facem primul tur. De aia și-am propus ca idei fuzionare. Dar dumneavoastră nu puteți interzice, zicem, partidului, cum ar fi Partidul Democrat sau Unioniștilor, să vină candidatul lor. Dar acolo trebuie să fie o retorică promovată în campanii de așa gen încât să lași spațiu, cum spunem noi, pentru bună ziua și pentru a da mâna după primul tur, ca celelalte procente care nu ți ajung, că o fi 10, că o fi 12%, să le poți aduce în coș să câștigi aceste alegeri prezidențiale. De fapt, mă refeream în special la fostele componente ale blocului. Este vorba de Andrei Năstas și Maia Sandu, da, la ultimul vagon. 3 ani de zile este prea mult, la sigur. Partidul Socialiștilor și președintele Dodon vor continua așa cum au făcut-o până în prezent. Și ba chiar s-ar putea întări și mai mult. Posibil, dar zic, o să activez așa cum au făcut-o până în prezent. De aceea nu avem de unde aștepta schimbare situației și, din punctul meu de vedere, după, în caz de pierdere, situația ar putea să se ducă catastrofal. Domnilor, nu mai avem timp, din păcate, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Eu vă dau întâlnire deja săptămâna viitoare. Până atunci, un sfârșit de săptămână cât mai reușit alături de cei dragi. O seară liniștită!